În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți credincioși, dragi ascultători, ai Cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru că astăzi despre Cuvântul Lui Dumnezeu este vorba. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că după 2000 de ani iată cuvântul lui Dumnezeu a ajuns și până la noi. V-am mai spus odată că prin anii, în secolele trecute, Anglia, care a stăpânit aproape întreaga lume, a descoperit în Egipt mormintele faraonilor. Și între descoperirile lor, acolo în morminte, au găsit tot felul de lucruri. Pentru că faraonii, când se îngropau, credeau că viața continuă dincolo, în același mod pe care l-au trăit și aici pe pământ, inclusiv plăcerile acestea lumești și inclusiv hrana. Și au descoperit acolo grâu. Asta se întâmpla cu 3000 de ani. Au scos de acolo din amfore grâul și cercetătorii din vremea aceea au vrut să vadă dacă grâul mai este bun. Au pus grâul la germinat, l-au încolțit și ce credeți? După 3000 de ani, grâul a încolțit. Cuvântul lui Dumnezeu este ca și grâul. Au trecut 2000 de ani de când Domnul Isus ne-a adus cuvântul lui Dumnezeu, de la zidirea, zidirea lumii ne-a lăsat Tatăl cel Ceresc cuvântul Său și apoi Sfinții Prooroși ne-au adus cuvântul Său și iată se împlinește ceea ce spune în Evrei, capitolul 4, că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, este viu în vecii vecilor. Și cine e cuvântul? Mergem în Evanghelia Sfântului Ioan, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am văzut slava lui, slavă ca singurului născut din Tatăl. Cuvântul lui Dumnezeu este chiar Domnul Isus. El însuși ne vorbește prin Evanghelie și prin trimișii săi, prin servitorii săi, prin slujitorii săi, pe care Domnul i-a rânduit să aducă cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul este viu. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu este viu, Înseamnă că noi putem să primim viață, așa cum spune Mântuitorul în Ioan 14, Eu sunt calea, adevărul și viața. Viața o primim prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum am primit noi viața? Știți cum am primit viața noi? Dumnezeu ne-a făcut din țărână, ne-a întocmit trupul nostru și a suflat asupra noastră. Și spune și astfel, omul, capitolul 3 din Geneza, s-a făcut o făptură vie, prin cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus era acela care ne-a dat viață prin Duhul Sfânt. Deci cuvântul lui Dumnezeu este viu. Dar ca să poți să fii viu, trebuie să fii și tu în cuvântul lui Dumnezeu. Să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia de astăzi ne spune o pildă Mântuitorul. Cum e cu acest cuvânt? Cum lucrează acest cuvânt? Cine e de vină că nu rodește, ați auzit la cazanie. Nu cuvântul e de vină, ați auzit 3000 de ani, a stat greul în amforele din piramidele din Egipt și după 3000 de ani aduce viață, încolțește, rădă viață, că era viață în el. Deci cuvântul lui Dumnezeu este viu, este același, dar depinde de ceva. Dacă grâul acela rămânea în amfore, sau dacă grâul care îl avem noi în hambar rămâne acolo în hambar, ce se poate face cu el? Nu are nicio putere, nu? Nu germinează numai în măsura în care îl bați sub pământ. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune că are nevoie de ceva, de credință. Spune în Evrei, capitolul 4, așa, la voi a fost trimis cuvântul, le spunea evreilor, Sfântul Apostol Pavel, dar nu le-a folosit la nimic celor ce-l ascultau, pentru că n-a găsit credință în inima celor care ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Deci primul lucru care se cere acum pentru noi, la anul 2022, e să avem credință, să credem în cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să crezi în cuvântul lui Dumnezeu? Păi dacă Biblia spune, nu te farda și tu te fardezi, păi nu crezi în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Biblia spune cuvântul, nu bea că e păcat și tu bei, nu crezi în cuvântul lui Dumnezeu. E simplu. Să nu credeți că niște lucruri extraordinare, așa, asta înseamnă să crezi în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, vino Așa încheie cuvântul din Apocalipsă. Celui care aude îi zic vino și Duhul și Mireasa zic vino și încheie Sfântul Ioan amin, vino Doamne Iisus. Deci cuvântul lui Dumnezeu are putere în noi în măsura în care noi îl credem și îl împlinim. Că dacă decât la auzim, suntem ca cele trei categorii. Vedeți cât de plin de mâhânire a fost Domnul Iisus. Auziți patru categorii de pământ. Semănătorul a ieșit să semene, zice cuvântul în Evanghelia Sfântului Luca, în capitolul 8, sămânța sa. Deci există și un alt semănător care seamănă și la sămânța lui. Și acel semănător care seamănă sămânța lui foarte harnic, ăla nu doarme. Avem tot în Evanghelia Sfântului Luca, spune, cum se face că am semănat în ogorul nostru sămânță bună, de unde e și neghină? Și ce răspunde? Pe când noi dormeam, un om vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Iată că și vrăjmașul seamănă, dar nu seamănă sămânță bună, seamănă neghină. Și uitați-vă de aceea, lumea e plină de neghină, Plina, lumea e plină de toate învățăturile stricate, e plină lumea de toată stricăciunea acestei neghine care s-a întins atât de mult încât aproape că a acoperit grăul de nu mai poate rodi. Pământul, spune trei, au fost pământuri rele. Unul a căzut lângă drum. Vedeți, drumul, pe drum trece toată lumea și bun, și rău, și frumos, și urât, și înțelept, și neînțelept. Să nu fim ca drumul. Acolo pe drum trec tot felul de oameni, tot felul de idei. Să nu ne ducem la toate ideile lumii pe care le auzim în lumea aceasta, să le primim. Le auzim și le lăsăm deoparte. Să nu stăm la drum. Să ascultăm la drum și la garduri. Apoi spune sămânța căzută pe loc stâncos. Știți ce e locul stâncos? E inima împietrită. Când, știi de ce se împietrește inima omului? din cauza păcatului. Cu cât ne îndepărtăm de Domnul, cu atât inima noastră se pietrifică, nu în sensul natural al cuvântului, ci în sensul superiorativ, adică în înțelesul acesta mai profund. Cu cât omul stă mai departe de Dumnezeu, cu atât inima lui este mai insensibilă, cu atât inima lui este mai deschisă spre lume și mai închisă pentru Dumnezeu. Cu atât inima omului se împietrește la cuvântul lui Dumnezeu. Aude cuvântul lui Dumnezeu, cade sămânța, că ăsta e cuvântul, deci aude cuvântul lui Dumnezeu, același cuvânt, vedeți, care îl auzim, același cuvânt ajunge la fiecare, dar fiecare îl primește diferit. Și piatra ce face? Spunea a răsărit soarele, a venit a arșița, dar pentru că nu avea unde să prindă rădăcini, ce înseamnă rădăcinile? Trăirea, viața, împlinirea. Pentru că omul e împietrit și îi spune, dar nu-i pentru mine, dar nu mă interesează, n-am eu nevoie. V-am mai spus, și iertați-mă că repede acea femeie, care mergea la biserică ani de zile și auzea cuvântul lui Dumnezeu. Dar viața nu și-o schimba. Și când ajungea la miruit, spunea preotului, Părinte, ce bine ai predicat pentru soțul meu. Duminica viitoare zice, ce bine ai predicat pentru cumnata mea. Duminica viitoare, ce bine ai predicat pentru vecina mea. Dar niciodată nu se gândea că e pentru ea cuvântul ăla. Și într-o bună zi spune că a fost o... Era iarnă, era viscol, a venit de ea la biserică. Și preotul zice, acum e momentul să înțeleagă și ia că pentru ea pentru ei cuvântul lui Dumnezeu. Și a făcut slujba păstorul, a terminat Sfânta Liturghie și a ținut cuvântul de învățătură. Și a spus exact ce-o durea pe ea. Că de multe ori, să știți, dacă nu venim cu gândul să ne vorbească Dumnezeu, Dumnezeu nu ne va vorbi. Noi când venim la biserică, nu venim la spectacol, venim ca să ascultăm pe Dumnezeu și să-i spunem, când plecăm de acasă, Puneți-vă întâi pe genunchi și spune, Doamne, astăzi vreau să-mi vorbești, Doamne. spune ce să fac. Arată-mi calea, Doamne, și Dumnezeu îți va vorbi printr-o cântare, printr-o rugăciune, printr-un cuvânt rostit de cineva, Dumnezeu îți va vorbi. Și acum se termină slujba și vine femeia la miruit. Vai, Părinte, dacă era cum nată mi la biserică, ce bine era, că exact pentru el ați vorbit. Ce n-ai înțeles nimic. Vedeți, de multe ori cuvântul lui Dumnezeu este ca Așa, sau cade ca pe o stâncă în inima noastră. Nu ne afectează cu nimic. E pentru ăla din stânga, e pentru ăla din dreapta, e pentru ăla de afară, dar nu e pentru mine. Stâncă, piatră. Luați dumneavoastră un pietroi și mergeți aici la Lacul Znagov. Lăsați-l o lună, un an de zile, lăsați pietroi acolo, scoateți-l după un an de zile. Știți cum e la mijloc? Uscat. Nu pătrunde apa. E impenetrabilă piatra. Așa se întâmplă cu inima noastră. Poți să vii ani de zile la biserică, la adunare și să nu te afecteze cu nimic cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi spune a treia categorie, unii care sunt ca pământul peste care cresc bălăriile. De exemplu, omul amestecă lucrurile. Vine și pe calea lui Dumnezeu, dar e și cu lumea, dar la un moment dat mai mult te biruiește lumea. Adică, domnule, duminica merg la biserică, dar toată săptămâna fac ce vreau eu. Toate grijile lumii, problemele lumii, duhul lumii acesteia, reușește să astupe cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut când crește o bălărie. De ce noi întotdeauna acum au apărut metodele astea mai moderne? Sunt tractoare, sunt fel de fel de utilaje care acum ară pământul sau care ară sapă porumbul sau alte plante care le punem noi. Înainte era sapa. Trebuia să sap că dacă nu burianul acoperea plantele care le-ai sădit în pământ, nu? Așa e și cu credința. Cuvântul lui Dumnezeu l-ai primit. Dar trebuie să veghezi că sunt atâtea sunt atâția asemănători de neghină încât s-ar putea ca tot ceea ce ai auzit tu acum să-ți anulezi. De exemplu, ai ieșit de la biserică, da, ai ieșit de la adunare și începe probleme, începe problemele, grijile, ai uitat de ce s-a spus acolo, nici nu mai știi poate ce s-a spus la cazanie sau la evanghelie sau la predică și toată săptămâna ai șchinui numai de problemele alea. Și abia patra parte din sămânță, vedeți, de ce nu fi invers? Trei să nu fi fost bune și... Sau trei să, să fie fost bune și una să nu fi fost bună. Dar din contră, că lumea aceasta în care trăim noi cam așa este. Și abia a patra parte spune, zice Mântuitorul și vedeți ce simplu e pentru noi, că însuși Mântuitorul ne-o tâlcuiește și ne spune cu cuvântul ce este. Zice, cei de, cei din sămânța din categoria a patra sunt aceia care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl primesc cum? Cu o inimă bună și îl păstrează. Deci, în primul rând, ca să poți să primești cuvântul lui Dumnezeu, ai nevoie de o inimă bună. Cum se rugă psalmistul David în psalmul 50? Inimă curată zidește într mine Dumnezeule. Ei, dacă inima noastră e ca drumul, e acoperită de toate bălăriile lumii acesteia, este ca stânca împietrită, cuvântul lui Dumnezeu nu are putere. Dar dacă inima e bună, ce înseamnă inimă bună? Vedeți, dacă citim în Faptele Sfinților Apostoli și s-a spus la Cazanie, spune că atunci când a propovăduit Sfântul Apostol Petru pentru prima dată cuvântul inspirat de Duhul Sfânt, că și atunci auzeau ei cuvântul, dar nu venise peste ei Duhul Sfânt, așa și la noi, să știți. Până nu lăsăm pe Duhul Sfânt să ne cerceteze, cuvântul lui Dumnezeu nu prea ne, nu ne afectează. Nu prea înțelegem chiar. Dar de atunci când vine Duhul Sfânt, spune Părintele Iosif Trifa, eu v-am dat la majoritatea cartea cu Duhul Sfânt a Părintele Iosif. Și acolo vorbește așa de frumos, înțeleagă și copiii, spune, frate creștine, viața ta e ca o corabie care este legată la țărm. Legarea la țărm e viața ta legată de lume. Când Mântuitorul se duce în corabia lui Petru, spune, depărtează corabia la adânc, dezleagă-o de la mal, du-te, ieși din lumea asta, ieși din Duhul Lumii acestea, din poftele ei, din vorbele ei, din gândurile ei, din plăcerile ei, ieși în adânc, ieși în larg și spune, fratele meu, până nu dezlești corabia de la țărm, tu n-ai făcut niciun pas spre mântuire, încă ești în molit. Și apoi spune, dacă vrei să sufle Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu peste tine, întinde pânzele corabiei tale. Niciodată, vedeți, corabile care aveau pânze, ele erau purtate de vânturi pe mările și pe oceanele lumii acestea pe unde mergeau navigatorii. Noi, ca să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu, avem de nevoie de puterea Duhului Sfânt. Dar încă mai este un lucru, spune Părintele Iosif. Ai grijă ca nu cumva pânzele vieții tale să fie ciuruite de păcat. Câtă vreme pânzele tale sunt ciuruite de păcat, vântul suflă, dar nu poate împinge corabia. Și atunci vinul la Hristos, vinul la picioarele crucii, vină la sângele Domnului Isus ca să-ți ierte păcatele, să-ți curățească pânzele vieții tale și să poți să înaintezi către patria cerească. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, încep să-L pricești și zic, Doamne, ani de zile am mers la biserică, ani de zile am bătut drumul ăsta și n-am înțeles nimic, Doamne. N-am înțeles nimic din Evanghelie, n-am înțeles nimic din slujbă. Și abia atunci când te cercetează Duhul lui Dumnezeu, vedeți, spune în ziua cinzecimii, trei mii au fost cum? Străpunși la inimă. Deci inima bună, când aune cuvântul lui Dumnezeu, nu rămâne nepăsătoare, e străpunsă, adică te frământă. Și vedeți, au zis, ce trebuie să facem? În Filipii, când a fost cercetat temnicierul din Filipii, când era închis Sfântul Pavel și Sfântul uh, Filip, ce a spus acolo? Ce trebuie să facem să fim mântuiți? Domnilor, ce să fac să fiu mântuit? Vedeți ce face cuvântul lui Dumnezeu când te cercetează? Nu te lasă nepăsător. Ce fac cu viața mea? ce fac cu mântuirea mea. Și abia vedeți a patra parte, reușește să aducă rod, dar nu toate 100%, unul 30, unul 60, altul 100. Bine că aduce și 30. Bine și un bob că aduce, dar să aducă rod. Important e cuvântul lui Dumnezeu să rodească noi, să nu rămână. De ce? Pentru că în ziua judecății știți cine ne va acuza pe noi? Cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, la voi a fost trimis cuvântul. Voi ați ascultat. Dar între a auzi și a asculta, e ca de la cer la pământ distanță. Știți ce înseamnă a auzi și a asculta? În Evanghelia de la Ioan, citim noi Evanghelia asta la mormântări, capitolul 5, spune Adevărat, adevărat vă spun că vine vremea când cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu vor învia. Și cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu vor învia. Deci a auzi și a asculta. Acum auzim toți, da? Avem urechi, avem facultatea auzului. Dar ascultarea înseamnă împlinire. Ascultarea înseamnă să știi ce ai de făcut când ai ieșit pe ușa aceasta să spui: Eu știu ce am de făcut cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și fiecare ne știm viața noastră. Și ne știm scăpările, și ne știm problemele, și spunem: Doamne, vino cu Cuvântul tău în viața mea să știu ce am de făcut cu viața mea. Și apoi încheie Evanghelia într-o manieră care ne pune pe gânduri. Luați seama de felul cum. Auziți? Nu zice ascultați. Luați seama de felul în care ascultați. Adică fii atent. Ce a făcut Mântuitorul când a mulțit în pustie pâinile și peștii? Ce a pus pe ucenii să facă? Vă aduceți aminte? Nu? Strângeți fărămiturile. Cu alte cuvinte, e fiți voi atenți, că voi s-ar putea să cam risipiți cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea ca să treacă pe lângă urechile voastre să fluiere cuvântul lui Dumnezeu și voi să nu vă alegeți cu nimic. De ce? Că nu-l credeți. Că nu credeți că e așa. Cum v-a spus la început, se spune, nu face aia, dar o fac în continuare. Ci se spune, vino, apropie-te și eu nu o vin, nu mă interesează, ce pentru mine? Și nu îl crezi. Ei, și cuvântul lui Dumnezeu spune, luați seama de felul în care ascultați. Căci celui ce are îi se va da și va prisosi, și celui ce nu are, i se va lua și ceea ce îi se pare că are. Care e înțelesul acesta? Nu e cumva un, un, o nedreptate, adică tot celui care are să-i dai și la ala care nu are să iei. Trăim în lumea asta în care, cum fac ăștia în lume, de nejefuiesc. Nu e adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu este drept, este echitabil, este așa de desfânt și de curat cuvântul lui Dumnezeu. Aici se referă la altceva. Luați seama la fel în care ascultați. Că celui ce are credință, celui care îl iubește pe Domnul Isus, îi se toarnă și mai mult, cum spune tot Evanghelistul Luca. Îi se va turna în sân o măsură îndesată, clătinată, care dă pe deasupra. Cum spune Psalmul 23, paharul meu este plin de dă pe deasupra. Dar celui ce n-are, se va lua și ceea ce îi se pare că are oamenii, sau oamenilor li se pare că au credință. Li se pare, dar nu au. Toată lumea se laudă, uh, vedeți, sunt câte unii spun așa, dacă s-ar vedea credința mea, dar unde o ții, frate, acoperit, ascunsă, unde e credința ta? Că spune, credința fără fapte este moartă. Credința nu se ține ascunsă. Credința e lucrătoare prin fapte, prin trăire, prin umblare. Ei, eu am cred, dar nu vin la biserică. Nu, nu. Eu mă rog acasă, am colțișorul meu acolo, mă rog. Ei nu mai spune. Chiar așa să fie? Cum adică credință fără Sfânta Biserică? Nu că așa am auzit că popii sunt așa cum sunt. Și ce treabă ai cu ei? Tu ai venit la preot să vin la biserică. Tu ai venit să te mântuiești, să ai venit să judeci ce face preotul. Treaba lui, îl judecă Dumnezeu. Nu e problema noastră să știți asta. Ca aici ne împiedicăm noi cel mai mult. Și atunci spune omul, am credință. Păi unde e frate credința? Eu nu, nu pot să postez, nu, 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 dar am eu credința mea. Care o fi credința lui? Vedeți, fiecare, dacă ar fi să luăm așa după percepția asta greșită, ar trebui să avem miliarde de credințe, că fiecare are credința lui, nu? Să avem credința lui Gheorghe, lui Vasile, lui Ion Nicolae? Nu, Biblia nu spune așa. Zice așa în, în cartea Sfântului Iuda. Nu Iuda trădătorul, Iuda ruda Domnului. Are o epistolă foarte scurtă, un singur capitol și spune așa. Credința a fost dată Sfinților odată. Pentru când? Pentru totdeauna, nu se schimbă. Credința nu este ceva care o adaptăm noi, o acomodăm noi, ne dăm, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Evrei, capitolul 13, Isus Hristos azi, ieri și în veac e același. Nu se schimbă credința. Nu venim noi să plăcem altceva cu decât ce a făcut dinaintea noastră strămoși și părinții noștri credincioși. Nu! Nu ne construim noi propria credință. Lumea își face o credință cum? Își face o lume a Dumnezeului ei. Dumnezeul ei care lasă să bea, să distreze, să fumeze, să înșele, să drogheze, să ducă la distracții, să trăiască cum vrea. Am Dumnezeul meu, am credința mea. Să te mântuiască credința aia. Să te împărtășească credința aia. Să te mormânteze credința aia, care nu există. Și atunci îi se va lua ceea ce îi se pare că are. Spune unde e? Arată și mie care e credința aia. Unde, la ce biserică te duci tu? Ce preot te spovedește și te împărtășește pe tine după credința aia ta? Îi se va lua și ceea ce îi se vede să te înșeli. Cel mai grav, Știi ce va fi? Când vor merge oamenii înaintea lui Dumnezeu, cum spunem în pilda cu cele 10 pecioare, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă și ce le răspunde de dincolo Domnul? Adevăr vă grez că nu vă cunosc. Cum, Doamne, nu mă cunoști pe mine? Sunt botezat, m-am curunat, am făcut pomeni, nu te cunosc. Depărtați-vă de la mine toți care lucrați fără de lege. Adică omul care nu lucrează după legea lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat legea lui, cuvântul lui care e viu, noi nu putem să facem ce vrem noi. Libertatea nu înseamnă să fac ce vreau. Libertatea înseamnă să fac ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu, de bun simț și cuvântul lui Dumnezeu nu ne cere greu. Dacă ne-ar cere imposibil, o am zice. De aceea, luați seama de felul cum ascultați. Ca nu cumva Dumnezeu să dea celui care are o măsură îndesată, clătinată și mare și mie care mă înșel cu aceste știu, o himere care mi-alimentez cu ele mintea că am credință să-mi ia și bruma aceea care m am. Și în ziua judecății să spună Domnul, cum spune în Matei, în capitolul 8, zice, niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Zice, vor veni mulți în ziua aceea și vor zice, Doamne, Doamne, n-am proroci noi în numele tău, n-am făcut minuni în numele tău, n-am scos demoni în numele tău. Deci au zis ce fel de credință, nu orice fel, credință de oameni care au scos demoni credință de oameni care au făcut minuni, credință de oameni care au predicat și Dumnezeu va spune duceți-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Păi cum nu i-a cunoscut pe ăștia? Nu. Pentru că oamenii ăștia au făcut cu alte scopuri. Nu au făcut cu scopul de a-L face cunoscut pe Domnul Isus. Vedeți, Dumnezeu a dat darul oamenilor. De exemplu, oameni care pot să scoată duhuri necurate sau fac minuni și tămăduiesc și cei mai mulți din păcate încet, încet ajung să o facă datorită unor interese pământești, să câștige bani. Îmi dai atât și îți dau. Îmi dai atât și îți deschid cartea, nu? N-ați auzit de deschisul cărții? Ba da, se practică. Și oamenii cam alergă după așa ceva, că le place oamenilor să se ducă la tot felul de porcării, tot felul de nebunii dintre astea. Și îți spune, da, da, scoate banul. Și Dumnezeu va spune, tu ai lucrat fără de lege, tu ai lucrat pentru altceva. Tu nu ai lucrat pentru slava împărăției lui Dumnezeu, tu ai avut legea ta, credința ta, du-te acolo unde e credința ta. Vedeți cât de drept este Dumnezeu ce își alege omul aceea are. Ce cuvânt îl primește, omul cu acela trăiește. Noi suntem rodul învățăturii pe care o primim. Dacă nu primim dreapta învățătură, cum spune Sfântul Pavel lui Timotei, dreptarul învățăturii sănătoase pe care l-ai primit de la mine, ăla trebuie să-l ținem noi, nu trebuie să ținem altceva. Și fiecare dintre noi suntem rodul învățăturii pe care o primim. Dacă o primim de la Dumnezeu, atunci ne modelăm viața după învățătura aceea curată. Dacă ne facem noi propriile noastre învățături sau adaptăm noi, știți și a făcut și închei cu gândul acesta, Dumnezeu n-a vrut să lasă lumea în orbie. Dumnezeu a vrut ca toți oamenii să cunoască dragostea lui Dumnezeu, calea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Și când i-a dat lui Moise legea pe Muntele Sinai, trăiau pe pământ șaptezeci de popoare. Atâtea popoare erau atunci în vremea lui Moise pe pământ. Și când l-a chemat Dumnezeu pe muntele Sinai, pe robul său, pe prietenul său Moise, ca să primească legea cu cele 10 porunci, Dumnezeu a chemat din fiecare popor câte un reprezentant, dar nu se vedea unul pe celălalt, ca să primească și ei legea, să nu fie în idolatrie. De asta au ajuns popoarele acum idolatre și a venit creștinismul și slavă Domnului că mai avem Evanghelia cât de cât care ne mai ține la suprafață. Dar ce au făcut? La toți le-a dat aceeași lege s îți dau pentru indieni o lege, pentru greci o lege, pentru romani o lege. Nu la toți ne-a dat aceeași lege a cunoștinței și a temerii Dumne de, de Dumnezeu. Dar când au coborât de acolo, singurul care a coborât cu legea întreagă până jos a fost Moise. El n-a schimbat nimic. Ce a scris Dumnezeu, așa a lăsat. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine. Să nu te închini, să nu te slujești lor, că sunt un Dumnezeu gelos, care binecuvântezi până la al miilea neam și blestem până la al treilea și al patrulea neam. Păcatele părinților în copii. Așa a dus-o Moise. Nu plăcea legea asta. Ceilalți și-au spus, e grea. E să schimbăm noi. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, dar mai există și alt Dumnezeu. Mai există și alte căi. Mai există și alte religii care în ziua de astăzi s-a ajuns să spunem că toate religiile sunt bune. Nu sunt bune, vi o spun de la altar. Un singur, un domn, o credință, un botez. Nu există mai multe credințe. Oamenii au disecat, au modelat în așa manieră credința că au făcut-o de nu mai înțelege un talmeș balmeș. De nu mai înțelege nimeni nimic. Care e adevărata credință? Aceea care este păstrată în Biserica lui Hristos dremăritoare. Aceea care e potrivită cu Evanghelia și cu învățătura Sfinților Părinți. Și fiecare a dus la popoarele sale alte învățături. Și-au ajuns oamenii în întuneric. Vedeți ce înseamnă să-și facă fiecare după mintea lui? Unde se ajunge? De asta este nenorocirea care e în lume acum. Că fiecare are dumnezeu lui, fiecare are... Uh, Iertați-mă, unii spun, dar ce Dumnezeu e iubire? Putem să trăim cum vrem noi, cum ne îngăduie poftele noastre trupești. Ce contează? Bărbat, femeie? Nu contează. Copii? Orice. Nu e așa. Sfântul Cuvânt spune așa, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Toate sunt de folos? Te e să te otrăvești, da? Du-te și otrăvește-te. Dar ți-e de folos? Nu ți-e de folos. De aceea închei cuvântul lui Dumnezeu și rog pe Domnul să facă un lucru. Noi, vedeți, ne ocupăm cu agricultura la țară și ne facem datoria. Muncim pământul, îl arăm, îl pregătim, punem sămânța, dar Cine face să crească? Dacă nu dă Domnul ploaie. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu noi îl semănăm acum. Dar dacă nu se îndură Duhul Sfânt să trimită ploaia binecuvântării peste noi să ne cerceteze, acolo moare în inima noastră cuvântul. Că spune așa, că după ce aude omul cuvântului Dumnezeu, se întâmplă un lucru grav, care puțin luăm aminte. Ce vine diavolul, e pe aici să știți, să nu vă temeți. E pe aici, cu siguranță, și vine și ia cuvântul chiar din inima omului. Fiți atenți că de viclean este vrăjmașul. Că chiar acum ne pândește ca tot ceea ce noi am primit prin dragoste, prin Sfânta Liturghie, prin cuvântul Evangheliei, să ne răpească el, ca păsările răpitoare. Spune că odată erau două semințe și semănătorul le semăna. Și una a căzut sub glie, adânc și una a rămas deasupra. Și aia de, de deasupra îi spunea cele de dedesubt, draga mea, de tine e rău, e umezeală, e întuneric acolo, e frig, e stau aici la soare, e căldură, e bine și nu termină bine de zis că vine o cioară, vine o pasă răpitoare și o ia și pleacă cu ea. Ei, așa se întâmplă cu cuvântul. Să lăsăm adânc, să răm, cum spune prorocul Ieremia, deseleniți-vă ogorul și nu se mânați într-un pământ înțelenit. Deseleniți-vă inima, că acolo e nenorocirea noastră. Cea mai mare problemă care are Domnul Isus cu noi este inima noastră. Asta de aici, între ea și noi, între noi și Dumnezeu, asta ne desparte de multe ori. Și spune cuvântul și închei, niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și deznădăjduită care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Amin. Slavă Tatălui! și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul Isus.